Este digital, merge și pe butelie, merge și pe ce crezi, pe 12V. Am crezut că merge cu... Cu bocanci. Cu bocanci, nu merge. Nu. Tot cu gaz. Are și rezistență din asta la curent. Dar de unde l-ai luat pe ăsta? De la Ploiești. Ah, de la Ploiești. De la Ploiești la noi și aici este ăla, vechiul controlul care l-am avut, uite. Care să stricase sau ce s-a întâmplat? Nu. Asta nu m-a indicat cum trebuie. Sus îți arată ce amperaj bagă panou, jos îți arată cât are bateria, al doilea rând, 12V, și jos de tot consumator. Consumator, dacă pornesc invertorul acum, uite, uite, ca să vezi chestia, uite, 0-0, deci invertorul nu consumă. Ăsta nu-i bec pe 220. Ăsta e un bec cu 12V, aici, pus de mine invenție proprie. Uite, cumpărat, de la panoul, uite, ăsta e bec pe 12V. Aici e antenă de satelit, că ăștia s-a azi, uite. Pune, uite, îți aprind lumina ca să vezi. Uite, pune camera să vezi, uite talpa de bocan, uite, o vezi? Uite. Ia uite. Și bași pe ăștia acum? Acum băgăm bocanci. Ia uite, Ramona, am făcut căldura cu bocanci. Vezi? Gazi, Ramona, că ne-am culcat în ziua, noapte. Ne-am uitat la televizor. Primește-l, Doamne, și pe ăsta. Ia uite. Eu mai băgăm și pe ăsta. Ăsta e de ăsta, de pânză. Ăsta arde repede. Hai să ne băgăm unul. Adidas? Mergi și Adidas? Merge și unul de-asta. Ăsta e cauciucat. Asta e așa, aici. Da, acum el o ia. Îi pui asta, ia să vezi. Gata. Ia fii atent la mine. Fii atent la mine acum, ia uite-l ce arde. Ia uite-l nașul. Doar că, într-adevăr, mirosul e un pic mai... Nu contează. Ce contează mirosul? Ai căldura mai... Căldura ne interesează. Căldura e căldura. Ia să vezi. Gata. Ia uite-l. Să lași. Așa merge. Așa merge. Gata, începe să scoată fum. Dacă vedem că face figuri nostalgice, o luăm așa. Auzi. Asta ce rol are? Auzi. Rămâne zgură de la ei pe burlan. Gata. Bun. Gata, și-a dat drum burlan. Gata. Acum mai bagi o seră, o șarjă de căldură serioasă. Știi? Și... În felul ăsta facem căldură, dar vezi că se vede că e cald? Se vede, e cald, da. Se simte, e cald, cald bine aici, în casă. Parcă dă mai mult ca soba asta vechi. Dă mai mult? În fine, apropo de lumină, ziceai tu. Apropo de lumină, uite, bec. Ai, pus și aici. Uite, e bec de pe 12V ăsta. Ăsta nu-i pe 220. Ăsta e bec pe 12V aici, ce-am pus eu. Ăsta nu-i bec pe 220. Ăsta e un bec pe 12V aici, pus de mie invenție proprie. Uite. Cumpărat, de la panoul, uite, ăsta e bec pe 12V, care dă lumina către unul de 220. A luat două de astea, e 20 de lei bec. Uite, firul galben și roșu, roșu plusul, galben minusul, le-am legat direct în baterie, le-am legat pe rețea și am mai pus unul și în casă. Când se aprinde seara, am o lumină aici, dar n-am probleme. Uite, vin o coasă, ți-are lumină în casă, care e. Uite, vezi ce lumină dă în casă? Uite. Nu, e lumină. A, vezi? Da. Uite, aici. Și uite controlorul care l-am cumpărat. Ce? Stai așa că... Intră așa. Intră doar aici. Da, intră așa. Uite controlorul care l-am luat. Ce e ăsta? Ăsta este nou controlor care l-am cumpărat. Păi nu știu ce face ăsta. Păi ăsta se reglează tensiunea. A. Îți arată. Păi de asta vroiam ca să vezi. Că uite, sus aici, e sus aici, uite, îți arată dacă apăs așa, uite, îți arată acum e 0,0 amperi. Că e panou în casă, băgat în geam. Aici sus îți arată ce amperaj bagă panou. Jos îți arată cât are bateria, al doilea rând, 12V, și jos de tot consumator. Consumator, dacă pornesc invertorul acum, uite, uite, ca să vezi chestia, uite, 0-0, deci invertorul nu consumă. Nu registră, e prea mic invertorul ca să consume la cât, ce putere are el. Nu consumă invertorul, știi? Și pe ăsta cât ai dat? 140 de lei am dat pe controlorul ăsta. Gata, a luat foc. Și ziceai că ai mai pus în casă panou, Artur, nu? L-ai băgat în casă? Am pus aici până că pot să-l poziționez sus. L-am pus să încarce aici și aici are două LED-uri, unul roșu, unul verde. Verdele e când încarcă, la controlor roșu este când nu mai încarcă, când se oprește și se bate. Ăsta are rolul de încălzește și panoul încălzește și bateria, controlorul ăsta. E alt sistem de controlor. Că uite, am cutia lui și am cutia, care l-am cumpărat pe el. Uite-o, o am aici. Uite, asta, cutia lui. Da, de unde l-ai luat pe ăsta? De la Ploiești. Ah, de la Ploiești. De la Ploiești la noi și aici este ăla, vechiul controlul care l-am avut, uite. Care să stricase sau ce s-a întâmplat? Nu. Asta nu m-a indicat cum trebuie.
că practic controlorul original pentru panou care l-am eu, ăsta e. A, ăsta e. Ăsta portocaliu. Dacă mi l-a cumpărat eu nuțela de la Vale atunci, ne-a vrut să dea 1.400.000 pe ăsta și a dat 50 de lei pe ăsta la altul. Și nu mi-a indicat, băga și prea încet, ăsta bagă și mai repede, bagă mult mai bine. Și panoul ăla stă acolo, cum l-ai fixat-o acolo, stă, nu? Da, pe l-am legat cu sârme, ăsta până când îl poziționez afară, uite. Da. Uite, stă. Și stă încarcă bine. Ceva, încarcă, nu? Uite, e verde. E verde, da. Și uite, a luat și bocanci foc. Ia uite ce arde. Vine să vezi ce trăznește bocanci în sobă. Uite bocanci, ia uite. Ia uite. Dar fumul nu e așa negru, deocamdată. Nu e și vezi că deci în casă lui iese? Da, dar cum? Nu, nu iese. Ai, nu se poate cu soba asta. Ai dat lovitura cu soba asta. Și nu vă să dați seama cum a făcut să nici fumul, nu e chiar negru așa. Acum că rău că nu a luat pe el, că nu e cauciucasul, mai mult în piele de asta, știi? Vinilin. Dar arde. Arde bine, ce să fac? Ce facem? Facem și noi ce putem, nu? Păcăm ce... Și am zis, dacă vrește Dumnezeu și vin și aici cu acoperișul și poate astăzi reușești și pun și panoul. A, să-l pui sus acolo. Trebuie să-l pun sus, că sus nu, încarcă bine. Încarcă mai bine, da. Eu am încercat la bec. Am încercat să-l pui seara la bec. Am înregistrat la lumina asta puternică. Încarcă? Nu încarcă. Nu încarcă panoul. Nu încarcă la lumină. Nu încarcă, nu? Pentru la lumina zile. Păi mi-a zis Florin de la Pitești. Păi nu, că el e de ce zice fotovoltaic. El încarcă doar la lumina de la zi. Doar la lumina zilei. Nu încarcă la da. Bec cu care vrei tu să încarci el. Tu vrei să încarci la bec. El la bec nu-ți încarcă. Da. Și acum rămâne să mă omoresc până aici și i-am zis Ramona, băi, facem camera până aici, anul ăsta. Anul ăsta, am zis și eu, facem un plan, știi, să facem până aici camera, să o aranjăm toată până înăuntru cu rigis, cu tot ce trebuie. După aia, dacă vrei pentru o bucătărie de la anul, plecăm de aici și venim, uite, până aici. Facem. Eu zic că până aici, dacă fac, e destul bucătărie, dacă de mergem până aici și așa de lată, e destul să pui aici la gază. Da. Și cam asta sunt construcția, pe urmă după aia și ne ocupăm de curățenie pe-n curte. Le luăm tot ce este, ne cumpărăm o roabă nouă și curățenie pe-n curte. Ce-i pământ, îl dăm de șoavă, că n-ai ceva, și de-astea vedem ce facem. Și astea merg aruncate, că n-ai, alea, sporturile alea, că n-ai ce să faci cu ele, știi? Artur, cam asta e, ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare cu noi și noi amănânte. Data viitoare vă promit când ați venit, că o să găsiți panou sus acolo și o să găsiți și un aragaz nou. Da, vrei să-ți iei? Am găsit un aragaz în ceptura de jos la Adventist, la depozit. Este digital, merge și pe butelie, merge și pe ce crezi, pe 12V. Am crezut că merge cu bocanci. Cu bocanci. Nu merge. Nu. Tot cu nu. Gaz. Are și rezistență din asta la curent. La curent pe baterie, de panou fotovoltaic, pe 220, pe 12V, pe 220. Primul aragaz digital. Adică îl cuplezi la, poți să-l cuplezi la baterie. Primul aragaz digital la palat, nu? Da, va fi, chiar astăzi va veni, chiar azi o să ne ducem să-l luăm. Mai târziu să deschide ei, că îi deschide pe la 10, 11, la magazin. O să ne ducem și o să-l luăm, că ăsta cam miroase a gaze, cam pierde gaz. Și Doamne ferește, Ramona, cu focul ăsta în sobă, când face... Dacă avem pierdere de gaz, nu poți să nu, imediat, da. De gaz și când o vei în așa să dai mai filmeze săptămâna în altă, ne găsește 5 pom de cocoperiș. Artur, ne vedem data viitoare. Cu noi și noi amânte. Până atunci, dragii mei, la revedere.